Accesul în instituțiile publice este un drept al fiecărei persoane garantat de Constituție. Orice cetățean trebuie să aibă acces liber în instituțiile publice. Toți trebuie să avem posibilitatea de a intra și de a fi de servicii în magazin, farmacie, club sau spital. Pentru ca drepturile fiecărui cetățean să fie respectate, este necesar să adaptăm mediul conform necesităților persoanelor în etate, mămicilor cu copii mici în cărucioare și pentru persoane cu dizabilități inclusiv. Unul dintre cele mai încălcate drepturi ale omului în orașul Gădeni este accesibilitatea. Ca să vă demonstrăm acest fapt, vom merge la fiecare instituție cu destinație publică. Deci imaginați-vă că sunteți o mămică cu copil mic de 3 luni de zile și aveți nevoie de serviciile instituțiilor publice. La personal nu avem nicio șansă, chiar dacă trebuie să depunem declarația de venit, pentru că sus, la al patrulea etaj, este inspectoratul fiscal. Ne-am deplasat la clădirea vecină Consiliul Reaunal, primăria, pentru a obține un certificat despre componența familiei. Aici am găsit o pantă pentru cărucioare. Însă trebuie să vă lăsați căruciorul la primul etaj, să vă luați copilul în brațe și să vă ridicați al patrulea etaj, unde este primăria. Însă aveți riscul de a întoarcere înapoi ca căruciorul să nu mai existe. Mergem la Centrul Medicilor de Familie din Glodini. Aici, în spatele clădirii, găsim o rampă pentru cărucioare. Intervievate, mămicile critică administrația publică pentru că majoritatea instituțiilor publice nu au rampe pentru cărucioare. Foarte greu. Foarte greu, chiar e dificil. Dar nu numai mașini parcate. Copiii mici când mergem prin, da, prin centru, e tot, foarte, e foarte greu. Nu este, nu. Da. Mașina la tot la policlinică, parchează mașinile chiar în unii lăsat puțin pentru trotuare, pentru noi, ca copii. La primărie luăm ca copii mai mari care cu noi și rămân afară cu copiii, că cam... Ar fi de dorit primăria să fie mai la primul etaj, dar nu, chiar săraci bătrâni, bătrâniei, moșneguții, săraci, cum suit mă la patrul etaj. Asta e dificil pentru persoanele, mai ales care sunt bolnavi sau în vârstă înaintat și greu. Trebuie să luăm cineva mai cu noi, să rămâi afară cu copilul, ca noi să putem face ceva. O, de la mine ați călească, вообще плохие. Ridicați-mă la patrul etaj? E tare, e greu. E greu. În orice caz, tare greu. Nu se poate așa ceva. Convenția 1 privind drepturile persoanelor cu dizabilități a fost adoptată la New York la adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006 și a fost semnată de Republica Moldova la 30 martie 2007.